și începem săptămâna 3 de slăbire, mai optimiști și motivați, cu o ciorbă. Și acum i-am luat un castron din ăsta mare de pepene și arată foarte bine. Săptămânile acestea am mâncat kilograme întregi de cireșe. V-am zis, ne vom gândi pe cântarul acesta, pentru că pornește din prima, ăla îmi face fricuri. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi tocmai s-a încheiat a treia săptămână din programul meu de slăbit. În seria Otto slăbește veți vedea cele mai reale clipuri despre slăbire care sunt pe YouTube, pentru că vă arăt în fiecare săptămână toate mesele pe care le-am mâncat. Dieta constituie 80% din procesul de slăbire, iar exercițiile fizice în jur de 20%. Cu alte cuvinte, degeaba te antrenezi foarte tare și foarte intens dacă apoi mănânci foarte mult și acoperi tot acel deficit calorii pe care ți l-ai creat prin exercițiile fizice. Rezultatul va fi să te îngrași și nici de cum să slăbești. Deci cel mai important lucru este dieta. Și începem săptămâna 3 de slăbire, mai optimiști și motivați, cu o ciorbă de porc. Coase din astea de porc, costițe așa, super bună, cu multe legume. Este prima masă a zilei, este micul meu dejun, pentru că m-am trezit la ora 1 astăzi și de aceea începem cu ciorbă, am sărit peste micul dejun. Aici la felul 2 avem niște leftovers de ieri, de la grătar, o bucată de porc și una de pui, o pulpă de pui, pe care le voi mânca cu muștar. Și acum i-am luat un castron din ăsta mare de pepene. Să-l mâncăm așa în loc de desert. Am cules cireșe din curte iarăși. Am aici un castron, ia uitați cât de mare e. Și arată foarte bine. Unele par cam necoapte, dar să știți că sunt foarte, foarte coapte și foarte dulci. Și foarte fresh, abia culese din copac. Deci efectiv, trosnesc în gură. Nu sunt alea din comerț, nu știu. Alea sunt mai mari, parcă. Mai vișinii, așa. Par mai coapte. Dar nu au dulceața asta. Și nici nu troznesc așa în dinți. Poate cei care au trăit la oraș, la apartament, nu o să înțeleagă când zic că este o diferență enormă între cireșele acestea de la țară și cireșele din piață. Sunt mult mai bune acestea, credeți-mă pe cuvânt, pentru că în săptămânile acestea am mâncat kilograme întregi de cireșe cumpărat de la diversi oameni din piață și pot să vă spun cu una pe inimă că nu se compară gustul cu cele proaspete luate din copac aici la țară dintr-un cireș altoit. Pentru prima masă a zilei avem aici o lingură de salată beef, două ouă fierte, roșie, castraiete și brânză de capră și 100 de grame de mușchi ăsta, file. Și acum băgăm niște fructe, avem aici pepene roșu și un pahar din ăsta de 400 cu cireșe din curte de la noi. Iar acum pentru masă de seară am aici o salată de ton cu fasole și porumb, avem aici un ayran și un cottage cheese. Toate sunt luate de la Lidl. Aici am cules iară cireșe de la mine din curte și sunt foarte, foarte bune. Un pahar din ăsta, 400. Ce bine arată, ce-ai făcut aici. Omăligă cu sarmale. Super. Și ultima masă pe ziua de azi, avem aici cireșe. Le-am spălat aproximativ 1 kg. În meniul de astăzi avem aici o salată mare cu castraveți, roșii și ceapă și cartofi la cuptor fără ulei, niște condimente, avem ciuperci tot așa la cuptor și piept de pui la grătar. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimele zile am încercat să mănânc decât o singură masă pe zi mai consistentă, am ținut fasting și încerc să nu mai mănânc noaptea, pentru că am văzut că am poftă de mâncare noaptea și încercând să mănânc decât așa o masă mai mare pe zi, poate nu mai mă gândesc toată ziua și toată noaptea la mâncare. Și aici am avut un castron plin de pepene, l-am mâncat, acum am să aminte să filmez. O să-l mănânc pe tot, vă dați seama, seara asta și cred că o să mai mănânc ceva. Astăzi avem același meniu ca ieri, nu? Aseară am mai mâncat o bucată din asta de piept. Da. Și câțiva cartofi. O să-mi pun aici câțiva cartofi. Aici o salată. Mic special. Mâncăm exact ca ieri, același meniu. Și la desert avem tot pepene, ca și aseară. L-am găsit la Carrefour cu 2,22 lei. Și e super bun, vedeți ce bine arată. Ok, haideți să vedem câte kilograme am în săptămâna 3. De acum v-am zis, ne vom gândi pe cântarul acesta, pentru că
pornește din prima, ăla îmi face figuri. Trebuie să-l pornesc de nu știu câte ori, mi-a pare o eroare acolo. 125,6. Wow, e bine. Față de 127, săptămâna trecută. Ok, haideți că am scris și aici pe foaia mea de parcurs, 125,6, vedeți, am plecat de la 130,5 kg. Dacă vreți să vedeți și celelalte clipuri, puteți să le vedeți pe acest canal în playlistul Otto Slăbește. Săptămâna trecută, săptămâna 2 s-a încheiat destul de prost, ați văzut și voi, am avut 127 kg și duminica am continuat să mănânc, pentru că mătușica mea de la Buzău a făcut un tort foarte, foarte bun, cu cremă de zahărat și foarte însiropat, am mâncat vreo 3 felii mari și din acel tort. Mătușica mea de aici de la Băbel mi-a adus o negresă și la fel a fost foarte bună, am mâncat și din aia, cred că jumătate de farfurie, aceea mare, cred că am mâncat vreo 6-7-8 bucățele. Duminica trecută, după ce am încheiat clipul, am mâncat grătar, am mâncat mici, am băut bere, am mâncat salată beof. A fost un dezastru complet săptămâna trecută, însă de luni am început să intru iarăși la dietă și să mănânc mai ok. De asemenea, săptămâna aceasta am încercat să țin fasting, adică să mănânc într-un interval orar destul de mic, de câteva ore. Pentru că nu am putut să dorm noaptea, am zis că cel mai bine este să mănânc masa aceasta mai consistentă seara. Pentru că ați văzut după ce mănânc îți vine somn și m-am gândit că astfel voi reuși să adorm și mai devreme. Însă nu s-a întâmplat așa. Am avut o masă mai consistentă pe la ora 7-8 seara și în rest am mâncat fructe. De asemenea, multe seri am mai ciugulit noaptea pe la 1, 2, 3. Mi se făcea iarăși foame foarte tare și mă duceam în jos și mai luam câte o bucățică de carne și câțiva cartofi. De asemenea, mai ronțăit stafide în nopțile astea în care n-am reușit să dorm. Am mâncat aproximativ 3-400 de grame de stafide în 5 zile. Însă am reușit să nu mai beau atâta socată. Cred că am băut maxim un litru de socată, câteva pahare toată săptămâna. Am mâncat foarte mult pepene, ați văzut, și cireșe de la mine din curte. Acestea m-au colorit multe și sunt foarte bune pentru slăbit. Și bineînțeles sunt foarte gustoase, sunt fructele mele preferate. A fost o săptămână cam nasoală pentru că nu am avut așa chef de nimic. Mă trezeam foarte târziu, pe la 2-3 după masa și efectiv vegetam așa în pat și mă uitam la laptop, pe YouTube. Am uitat și la o grămadă de filme și seriale. Exercițiile fizice nu au mai fost chiar atât de intense și atât de multe. Am lucrat de vreo 2 ori săptămâna aceasta, aproximativ câte o oră de fiecare dată. La fel, abdomene, flotări, genoflexiuni, puțină bicicletă, dar nimic deosebit. A fost așa o săptămână cu psihicul mai la pământ și cu nivelul de energie tot așa mai scăzut. Dar în curând se va deschide sala și am vorbit cu instructorii mei, cu profesorii mei. O să merg la sală de pe 15 și o să fie foarte bine pentru că acolo vrei nu vrei, trebuie să te antrenezi. Stai o oră, două în sală, trebuie să faci ceva, e imposibil să nu faci câteva exerciții, să nu transpiri, să nu-ți folosești musculatura, pentru că toată lumea lucrează în jurul tău și trebuie și tu să faci ceva, e imposibil să stai decât de vorbă și să nu faci absolut nimic. Iar acolo în sală mă motivez mai bine și sper să slăbesc mai bine săptămânile următoare. Asta, bineînțeles, și dacă voi mânca ceea ce trebuie. Săptămâna aceasta ați văzut că nu au avut niște mese foarte, foarte diversificate, au fost niște lucruri normale, chiar monotone în anumite zile. Am mâncat mai multe zile la rând același fel de mâncare. Legumele mele preferate sunt cartofii și ciupercile la cuptor, pentru că se fac foarte ușor și nu trebuie să pui ulei. De asemenea, le puteți și fierbe legumele și vă îndemn să mâncați cu mai multe legume fierte sau la cuptor, cum vă plac vouă. Mie îmi plac mai mult la cuptor. Și bineînțeles, să mâncați și alte legume, nu ce am mâncat eu, cartofi și ciuperci. Puteți să mâncați o grămadă de legume, broccoli, dar iac, eu nu suport broccoli, conopidă și alte lucruri de genul acesta. Însă, v-am zis, preferatele mele sunt cartofi și ciupercile și de aceea am mers pe ceva care să-mi placă. De asemenea, lângă, puteți să puneți o friptură, exact cum am pus și eu, ori friptură de pui, ori de porc, dar să fie cu puțină grăsime și tot o să fie ok. Alături de o salată mare de legume, roșii, castraveți, ceapă sau orice altă salată vă place vouă, o salată verde sau eu știu ce tipul de salată mai există, atât timp că nu sunt cu ulei sau cu maioneză, merg foarte, foarte bine pentru slăbit. Pentru că sunt multe legume acolo și legumele au foarte puține calorii. Cam atât pentru clipul de săptămâna asta, fraților. Sper că v-a plăcut, sper că v-a motivat și pe voi să mâncați mai sănătos și să vă apucați de o perioadă de slăbire dacă aveți nevoie. Dacă v-ați apucat, nu uitați să nu stați un mesaj acolo în comentarii și să-mi spuneți ce progres ați făcut până acum și câte kilograme ați slăbit. Nu uitați să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru corpurile voastre. Ah, și apropo, trebuie să mă apuc și are să consum produse apicole, probabil că și de asta m-am simțit așa mai depresiv și cu un nivel de energie mai scăzut.
trebuie neapărat să introduc iarăși produsele apicole pentru că sunt foarte, foarte bune. Nu uitați să dați și un subscribe la acest canal pentru că pe mine mă ajută foarte mult și mă motivează foarte tare să slăbesc. Am văzut că în ultimul timp au apărut mai mulți subscriberi noi și vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la acest canal și pe care mă urmăriți. Nu uitați să activați și clopoțelul de notificări pentru că altfel YouTube nu vă științează când postez un clip nou. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat. Ciao!